Bine v-am găsit, pasionați ai utilajelor! Data trecută am discutat despre angajamentele pe care și le-au luat producătorii de utilaje și companiile din domeniul construcțiilor pentru a stopa încălzirea globală. Astăzi închidem subiectul. Provocarea este să convingi toți actorii din industrie, sau măcar pe majoritatea, să se alinieze la misiunea de a reduce emisiile de dioxid de carbon. Marii producătorii de utilaje, de exemplu, preferă să compenseze nivelurile înalte de poluare cu plantarea de copaci sau investiția în proiecte care promovează energii regenerabile. Din păcate, acesta este un mod de lucru înșelător, care nu poate produce o schimbare reală în industrie. Conform unor ecologiști, campaniile forțate de plantare a sute sau mii de copaci într-un singur loc au șanse mici de succes și chiar pot dăuna mediului înconjurător. Totul este doar o strategie de marketing prin care un anumit producător vrea să își îmbunătățească imaginea în rândul potențialilor clienți și astfel să își sporească profiturile. Noi credem că adevărul este undeva la mijloc și că aceste acțiuni de împădurire sunt binevenite. Totuși, acestea maschează inacțiunea și amână luarea de măsuri drastice pentru stoparea încălzirii globale. Alt tertip folosit de marile companii din domeniul construcțiilor este de a prezenta statisticile într-o manieră favorabilă lor. De exemplu, cantitatea de emisii de dioxid de carbon eliminată pentru fiecare milion de euro încasat. O măsurătoare corectă ar scoate în prim plan gradul de poluare pe care îl atinge un producător de utilaje într-un an calendaristic. Companiile din industrie produc emisii de dioxid de carbon pe trei căi. Prima cale este producția proprie, respectiv poluarea rezultată din utilajele care ies de pe poarta fabricii. A doua cale este reprezentată de energia pe care o cumpără din surse externe, iar a treia ține de gazele cu efect de seră produse de furnizori și, desigur, de clienți. Un exemplu elocvent este o companie de închiriere de utilaje care poluează prin folosirea produselor de către clienții săi. Între 20 și 50% din emisiile poluante sunt rezultate în faza de construcție a unei clădiri. Așadar, este foarte important de luat în calcul cu ce utilaje lucrezi când ridici un bloc, de exemplu, ce tehnici de lucru folosești și de unde te aprovizionezi cu materie primă. Clădirile verzi sunt foarte la modă în ultima vreme, însă nu știm exact și ce implică o astfel de construcție. Proveniența exactă a materiilor prime și a materialelor de construcții este greu de determinat, așa că un constructor nu poate ști gradul total de poluare al clădirii pe care o ridică. Trebuie să iei în calcul fiecare aspect pe lanțul de construcție, iar asta se poate dovedi a fi o misiune imposibilă. Multe companii au purtat campanii publicitare vaste prin care își proclamau angajamentul de a stopa încălzirea globală în scopul de a atrage atenție, simpatie și implicit de a atrage clienți. Din păcate pentru aceste companii, instituțiile de control au intrat pe fir și au găsit multe nereguli, respectiv mai mult vorbe decât fapte. Au urmat procese costisitoare și imaginea acestor producători a ieșit un pic șifonată. Asta ca să înțelegem de ce nu multe companii își declară public planurile de reducere a emisiilor și evită să își asume o dată fixă pentru eliminarea poluării pe care o produc. Cum totul ține de voința proprie și nu există o legislație în acest domeniu, 25% dintre companiile vizate au ales să rămână tăcute în privința strategiei și termenelor de a reduce gazele cu efect de seră. Noi trebuie să ne oprim aici în speranța că vom trăi într-o lume mai bună în curând. Până atunci, să auzim numai de bine!